Через поле батьківщини йшла Божа мати. Casa Părintească este un muzeu, după cum am vorbit, de a renaște tradițiile și obiceiurile de la țară. Este într-adevăr Casa Părintească, este Casa Părinților mei și Casa Bunieilor, care am obținut conform legii de întoarce averea represaților. Casa Părintească este un muzeu viu sub cer liber, unde se lucrează. Lucrăm cu copiii satului, cu femeile neîncadrate pe care le învățăm diferite meșteșuguri și nu numai, în cadrul unor proiecte. Și Casa Părintească este un obiect turistic. Și datorită acestui fapt am avut proiecte foarte frumoase în ultimii ani. Fundație Culturală Europeană, unde datorită fondului Guvernului Poloniei am obținut unele condiții de lucru pentru turul culinar pe lângă Casa Părintească în satul Palanca, unde se promovează deliciile palancene, și atunci Casa Părintească nu este o singură casă, ci se transformă într-un obiect de ajutor a satelor, cu ajutorul Guvernului Poloniei. Casa Părintească, cu ajutorul proiectului din Estonia, dezvoltarea atelierului de instruire a țesătoarelor, a broderiilor. Am mai avut proiecte din Fundație Culturală Europeană cu Soros Moldova, cu Tandem Cultural. Deci, Casa Părintească este într-adevăr o casă unde se lucrează, unde se renasc tradițiile, unde aceste tradiții sunt transmise generațiilor și la diferite localități, nu numai în satul Palanca, dar diferite localități din Moldova. De exemplu, în proiectul actual lucrăm cu femeile de la Telenește, de la Ustia, Glodeni, Bălț, Chișinău. Pentru satul Palanca și în general pentru comuna Hirjauca, care este compusă de trei sate, Mândra, Hirjauca și Palanca, unde este populația de ucraineni care au fost aduși prin 1818 pentru zidirea mănăstirii Hirjauca, coloniști care și au rămas, au format satele cu tradițiile și obiceiurile lor. Măștile de Sfântul Vasile, de anul nou, au rămas tradiționale doar aici, pentru că este caracteristic pentru ucrainenii bucovinieni, Hutsuli, care sunt regiunea Cernăuți, bucovinieni din România, deci aceste măști sunt caracteristice. În Moldova există tradiție de colindat de Crăciun și uratul de anul nou de Sfântul Vasile cu diferite măști, cum ar fi capra, cum ar fi ursul. Aici s-au păstrat măștile sociale, adică lupta între spiritele rele și cele bune. Unicul loc unde s-au păstrat arhaice și sunt colinde de bărbați, flăcăii care se adună, cetele sunt organizate de câte 35-40 de măști. Este un teatru popular extraordinar de frumos, cu un cântec extraordinar de frumos, unde se cântă roada bogată, unde se cântă omul frumos, unde se alungă spiritele rele. Și mă bucur că acest element s-a păstrat, iar noi, Muzeul Casa Părintească, suntem acei care ne străduim să facem aceste măști, pentru că ele se transmit din generație în generație și acum noi vom forma cete de copii mici, unde coasem măști, datorită faptului, proiectului care îl avem, ne încadrăm și cu măștile frumos. Радуйся, Маріє, через села батьківщини. Suntem unii cei care am restabilit tehnologia secolului XIX, uitată a covoarelor uitate, covoare curative, covoare pentru masaj, care se numește covorul în bumbi. Legat din diferite noduri, aceste au misiunea lor curativă,
Și mă bucur faptului că acum, în cadrul proiectului Peipsi Estonia, o să avem posibilitate de a transmite la mai multe lume, de a instrui 20 de femei în domeniul covoarelor, ca aceste covoare să iei foc pe lângă scoarțele noastre tradiționale și covoarele tradiționale moldovenești.